Salut! Băi, pentru mine tortul Pădurea Neagră în varianta clasică e destul de boring. Și atunci am făcut un Black Forest 2.0, păstrând componentele și gusturile de bază, dar cu niște arome ceva mai exotice. Dacă vreți să încercați să-l faceți, să țineți cont că din cauza timpului de congelare destul de îndelungat, o să trebuiască să vă întindeți pe parcursul la 2 zile. Altfel e super fun de făcut. Enjoy! Cerneți amidonul, pudra de cacao și făina. Eu folosesc un mixer electric, dar se poate face și manual. Așadar, amestecați gălbenușurile, mierea și 75 de grame de zahăr. Mixați la viteză medie, timp de 10-12 minute. Adăugați ingredientele uscate, puțin câte puțin. Transferați într-un alt bol. Bateți albușurile și adăugați 30 de grame de zahăr în 3 etape. Asta ar trebui să fie forma finală. Amestecați albușurile bătute cu prima compoziție. Amestecați inițial cu un tel, apoi cu o lingură de silicon, treptat, cu mișcări largi, de sus în jos. Topiți untul. Când este între 45 și 50 de grade Celsius, ca să-l temperați, amestecați cu o parte din aluat, apoi faceți amestecul final. Întindeți compoziția într-o tavă de 30 pe 40 de centimetri, dar încercați să o plimbați cât mai puțin posibil. Lăsați-o să curgă direct din bol, mai pe toată suprafața tăvii. Eu mă folosesc de tavă pe care o înclin și împing compoziția cu spatula spre colțuri, iar apoi umplu golurile. Ștergeți marginile tăvii. Coaceți la 175 de grade pentru 12-14 minute. Este gata atunci când, la atingere, nu se lipește de degete. Topiți ciocolata și pralineul la o temperatură scăzută. Opriți focul, adăugați sarea, alunele de pădure măcinate și biscuiții sfărâmați. Deși mai degrabă aș recomanda cornet pentru înghețată sfărâmat. Cum dezlipiți blatul de pe hârtia de copt? Uitați-vă la tot procesul din video, dar asigurați-vă că presărați mai întâi cu zahăr pudră, în caz contrar, cea de-a doua hârtie de copt se va lipi de blat. Folosiți un inel de 16 cm diametru și tăiați două discuri din blat. În același inel de 16 cm, așezați un disc din blat și acoperiți cu crumble de praline. Apăsați ușor. Păstrați la frigider. Hidratați gelatina în apă rece. Amestecați zahărul cu amidonul. Încălziți piureul de cireșe și smântâna pentru frișcă.
Când amestecul este între 45 și 50 de grade Celsius, adăugați în ploaie zahărul și amidonul. Gătiți, amestecând constant, până atinge punctul de fierbere. Luați de pe foc, așteptați 2 minute și adăugați gelatina. Dacă nu aveți un alt inel de 16 cm diametru, îl scoateți pe cel folosit la crumble-ul de praline, care oricum își va păstra forma. Ca să vă fie mai ușor să scoateți insertul de cireșe din inel, recomand folosirea unei fâșii de acetat. Așezați în inel al doilea disc de blat. Turnați geleul de cireșe și congelați 20 de minute. După cele 20 de minute, acoperiți cu jumătăți de cireșe și apăsați ușor. Fără acea congelare de 20 de minute, cred că ne putem pune de acord că cireșele s-ar fi scufundat complet. Congelați minimum 4 ore. Hidratați gelatina în apă rece. Încălziți laptele, 50 de grame de smântână pentru frișcă, glucoza, vanilia și jumătate din boaba de tonka răzuită până aproape să fiarbă. Într-un bol, amestecați gălbenușurile cu zahărul. Adăugați laptele și smântâna puțin câte puțin și amestecați repede ca să nu aveți cocoloașe. Totuși, ca să fiți siguri, când turnați amestecul înapoi în oală, puteți să-l treceți printr-o strecurătoare. Gătiți la foc mic, amestecând constant cu o lingură de silicon până ajunge la temperatura de 83-84 de grade Celsius sau este gata când îmbracă lingura și urma degetului rămâne curată. Luați de pe foc și adăugați gelatina. În bolul unui mixer, adăugați brânza mascarpone și răzuiți ce a rămas din tonka. Bateți la viteză medie până când amestecul e omogen. Răciți crema anglez până când temperatura scade la 30 de grade. Faceți amestecul cu mascarpone și tonka. Treptat, în 3-4 etape. Inițial, amestecați energic cu un tel. Ulterior, treceți la lingura de silicon, amestecând rapid, dar lejer, cu mișcări largi. Puteți reveni cu telul și la final, ca să vă asigurați că amestecul e omogen, brânza mascarpone fiind destul de densă. Montajul e făcut invers, astfel. Folosiți o folie de acetat sau folie alimentară în cel mai rău caz, ca să vă fie suprafața tortului cât mai plană sau finisată. Folosiți un inel de 18 cm diametru și 6 cm înălțime. Folosiți și o fâșie de acetat, din nou, ca să aibă pereții perfecți. Umpleți inelul până la jumătate cu mus. Tapetați pereții inelului cu mus și încercați să evitați golurile de aer. Adăugați insertul cu geleu de cireșe cu blatul în sus. Centrați-l cât mai bine posibil și apăsați ușor. Adăugați din nou mus până la 3 sferturi din înălțimea inelului. Adăugați insertul cu praline cu blatul în sus și apăsați ușor, încercând să nu rămână în afara inelului. Îndepărtați excesul de mus. Congelați peste noapte. Glazurați tortul congelat de la o distanță de aproximativ 30 de cm, folosind un spray cu efect de catifea pe bază de ciocolată cu lapte. Decorați cu cireșe și, pe opulență, cu foiță de aur.
este că v-a plăcut. Ar fi drăguț dacă ați da un like la clip, share and so on. Ce-am uitat să vă zic, dacă vă aventurați cu glaze-ul ăla tip spray, să aveți grijă să vă tapetați peretele din bucătărie cu folie alimentară. Altfel, o să vă ia mai mult timp să faceți curat decât tortul în sine. Pe data viitoare! Hai, pa!